pentru prezența dumneavoastră în această seară. Încerc să prezint în câteva cuvinte, încerc să nu fiu să fiu destul de scurt. Pe marginea acestei teme care ne oferă domnul Marcel, când ne-a convocat așa cu prietenie la această seară, ceatare la familie și unire, sau unire și familie. Sigur că ne putem întreba de ce discutăm în acest moment despre familie. De obicei, știți, în aceste momente când noi aniversăm ceva, cum ar fi un eveniment istoric de mare însemnătate, rămâne într-un cadru oarecum festivist, așa, știți, la nivel de concept, la nivel de la nivel academic, oarecum. Ori lucrurile sunt, sigur că da, trebuie să le prezentăm și așa, dar părerea mea este că trebuie să intrăm un pic și în dimensiunea lor mai sensibilă. Pentru că unirea nu este un concept fizic, material, abstract, ci, după părerea mea, este o stare duhovnicească. Iar această stare duhovnicească începe, în mod firesc, în familie. Noi nu putem să concepem unirea, unitate de neam, fără să fim uniți în familie. Familia este mica națiune, știți? Acolo copiii învață să-și iubească pe cei apropiați, pe strămoșilor, pământul pe care trăiesc, istoria locului în care trăiesc. Acestea nu sunt concepte abstracte, ci sunt niște lucruri reale pe care ei le pipăie, trăiesc în mijlocul lor. Și toate astea se întâmplă în familie. Familia are un rol fundamental în formarea omului. Iar familia, după cum bine știți, s-a născut în condiții, iarăși, foarte, foarte concrete. Dacă știți foarte bine capitolul 2 la facere, când a zis Domnul Dumnezeu că nu este bine să fie omul pe pământ, singur pe pământ, da? Și trebuie să-i facem un ajutor potrivit lui. Este prima dată când Dumnezeu, după zile creației, se uită și constată că ceva nu este în regulă, ca să putem noi așa, că toate au fost bune până atunci, tot ce s-a făcut, numai când îl vede pe Adam singur, spune, nu este bine așa. Iar apoi știm că, așa cum ni se prezintă în continuare, îi se aduc toate făpturile pământului create de Dumnezeu, toate animale, păsele, fiarele pământului, pentru a le da nume. Și nici în aceste condiții nu s-a găsit un ajutor potrivit lui Adam. Și atunci a făcut Dumnezeu femeia, cum bine știți, sunt o coastă, dar lui Adam și-a făcut femeia, care este un fel de cununa creației. Vedeți, de-aia femeia este așa de gingașă și deosebită. Pentru Arsenie avea niște cuvinte deosebite despre femeie, știți? Eu n-am auzit pe cineva vorbind așa frumos despre femeie ca pentru Arsenie. Dar asta este altă discuție. Și se spune în continuare și va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa. Se va uni cu femeia sa. Iată, prima dată apare cuvântul unire la acest capitol 2 din de la facere. Și vor fi amândoi un trup. Un trup în sens, bineînțeles, duhovnicesc. Un aparat trupesc. În termen de sexualitate. Ci vor fi amândoi un trup duhovnicesc. Vor fi una. Pentru că pe această pornind la acest lucru, biserica a fundamentat taina cununiei. Pentru că care e taina cununiei? Doi oameni devin una. Da? Nu mai sunt doi. Și le spun că de câte ori oficiez o sfântă cununie, le spun tinerilor căsătoriți, atenție, nu mai sunteți doi, sunteți una. Da? Asta e taina cununiei. Vedeți ce frumos ne pune
biserica în postura de a, de a fi, de a renunța la noi înșine. Vedeți? Ce frumoasă cale a mântuirii este, este familia. Cât de minunată este să te pleci în fața celuilalt. Se citește acolo la Taina Cununie, știți că se spune că bărbatul să fie ca femeie și femeia să teamă de bărbat. Numai că atenție, Sfântul Apostol Pavel ne spune foarte frumos în ce condiții. Și spune acolo, și așa să iubească bărbatul femeia sa pe cum Hristos biserica. E, parcă este sună un pic altfel, nu? Când ne gândim așa. Numai că uităm lucrul ăsta. Eu asta constat din poziția mea de duhovnic, constat că acest lucru uitam pe toți bărbații. Din nefericire, da. Și vorbind de familie și de importanța familiei, revin la importanța bărbatului. Și aici este un punct nevralgic al familiei. În zilele noastre, cel puțin, vreau să ajungem un pic, să ajungem la lucruri concrete. Și este un moment când, pot să zic, este și un moment de când să constatăm un pic realitatea așa cum este ea. Adică trecând la aceste momente istorice care au fost în funcție de înaintașii noștri, oameni deosebiți, în care aceste lucruri nu au fost făcute ușor, dragii mei, nu se pare așa că a fost... Nu, au fost acolo o concentrare a unor dorințe, a unor entuziasm, a unei dragoste de neam și de țară, și care s-au făcut în aceste evenimente. Dar au fost făcute de bărbați adevărați. De bărbați, așa cum a fost Mihai Viteazu, despre care unii acum afirmă tot felul de lucruri, că a fost un aventurier, deci niște nebunii, adică oameni care, în necunoștință de cauză, sau despre Ștefan cel Mare, despre voivoții noștri, grozavi bărbați au fost, să știți. Problema actuală a familiei, și când vorbim de unire, nu putem să fim uniți dacă în familie nu suntem uniți, dar nu putem să fim o... să ne gândim că noi mai suntem o națiune, noi avem sens al cuvântului, mai suntem un neam, așa cum ar trebui să fim, dacă în familie nu suntem așa cum trebuie. Dacă copiii noștri nu învață în familie să-și iubească, să-și iubească semenii, să-și iubească bunicii, să-și iubească prietenii sau oamenii care sunt în jurul lor, cum putem să vorbim despre unire? Despre ce fel de unire putem vorbi? Adică unirea nu sunt lucruri, astea nu sunt lucruri abstracte, sunt lucruri concrete. Cum vom fi noi un neam? Că știți că la sfârșitul veacului, la sfârșit istoria, vom fi chemați cu toții. Această comunitate umană, constituită de neamul românesc, vom fi chemați la judecată. Pentru că vor fi judecate neamurile. Știți că noi suntem judecați, fiecare a judecată particulară, fiecare dintre noi este judecat individual, dar la sfârșit vom fi judecați ca neam. Și vom da răspuns ca neam ce am făcut noi în fața Dumnezeu ca neam. Da? Care a fost aportul nostru în istorie ca neam? Sunt lucruri care de obicei nu ne gândim. Și nu prea se pune problema în felul acesta, nici istorici noi și nu pun nici intelectualitatea, de să mai vorbesc. Și sunt lucruri extrem de importante, pentru tot timpul trebuie să avem perspectiva mântuirii, perspectiva veșniciei. Nu putem să discutăm despre aceste lucruri, aceste evenimente istorice, decât prin perspectiva veșniciei. Relevanța lor în această perspectivă, pentru că altfel despre ce vorbim. Sunt lucruri trecătoare. Și revenind la această problemă de astăzi, care o întâmpinăm cu dezbinarea, noi ce constatăm în ziua noastră? O dezbinare. Noi nu mai suntem uniți. Uitați ce se întâmplă în jurul nostru. Plecând de la nivelul, așa zis, elită politice, care este o pseudo-elită, da? Până la nivelul familiei, câte așa punește toate. Suntem dezbinați. Uitați-vă câtă dezbinare există la nivel microsocial. Cât de greu se înțeleg oamenii între ei, dar nu la nivelul abstract. Soțul cu soția, părinții cu copii, nepoții cu bunicii. Da? Este un conflict, o stare conflictuală aproape generalizată. Și de unde pleacă acest lucru? De la starea noastră duhovnicească, în primul rând, da? Noi nu mai trăim în Duh Evangheliei. Suntem un popor, spunea în altă Sfântul Teodosie, foarte frumos, că noi ne-am născut creștini și știm acest lucru. Acest popor nu este un popor oarecare, da? Noi ne-am născut în acest etos, avem acest etos creștin. Așa suntem. Spunea
spunea Nae Ionescu într-o discută cu un intelectual greco-catolic care spunea că și greco-catolicii sunt români, că sunt buni români. Și spunea așa, bun român pot să fie, dar nu sunt români. Adică românul este ortodox, este în dreapta credință. Ori noi, în ce măsură mai suntem în biserică? Uitați-vă în jurul nostru. Uitați-vă la cei apropiați, în familie, la prieteni, la rude. În ce măsură sunt ei în biserică? În ce măsură trăiesc în Duh Evanghelic? În ce măsură trăim noi în Duh Evanghelic? Să ne punem permanent această întrebare. Și nu ne opunem. Și încă o constatare, suntem slabi ca bărbați. Este un neam care a slăbit în acest punct. Noi nu mai avem bărbați adevărați. Care este definiția bărbatului după Sfinții Părinți? Bărbatul este cel ce se stăpânește. Simplu, nu? Dar e foarte complicat. Pentru că bărbații noștri, uitați cum sunt, cum cresc băieții noștri, tineri din ziua de astăzi, în ce mediu, cum, ce educație primesc. Lasă dragul ei să nu muncească sau să nu-și bată capul, pentru că îmi desfumea bătut eu capul, ies să stea frumos la o cafeluță, la o țigară, la bar sau pe sofa, încă pe canapea, la televizor sau și așa mai departe. Da, mamele sunt de vină, să știți, și mamele sunt de vină aici. Pentru că mamele realitate, cresc băieții, să realitate. Știți. Vreau să vă spun ceva. Am citit de curând un articol în care era redată o scrisoare scrisă de mama unui tânăr din rezistența anticastristă din Cuba și care a intrat în mișcarea asta anticastristă și fusese prins și era prizonier și urma să fie executat. Și mama lui scrie o scrisoare și spune așa, eu te-am avertizat să nu intri în această aventură politică și nu m-ai ascultat. Și acum te ești în această situație fără ieșire. Nu-s mai decât un singur lucru. Să mor demn ca un bărbat. Câte mame pot să scrie așa ceva fiilor lor? Da? Gândiți-vă și în Sfânta Scriptură avem exemplu, în Vechiul Testament, cu frații Macabei, când ei erau executați în chinuri inimaginabile, care sunt descrise acolo, și mama lor îndemna să nu renunțe la credința lor pentru nimic în lume. Ce putere, ce forță! Da? E, asta îți dă unire. Fără asta, despre ce unire să într-o... despre ce să vorbim? Mai avem noi aceste lucruri în noi, oare? Cred că este cazul să ne gândim foarte critic la starea noastră. Pentru că nu e o stare bună, eu vă spun. Și nu vreau să cădem nici într-o... Acum, cum să spun, nu este... Într-o... Poate m-am spus desnădejde, nu desnădejde, așa, într-o stare negativă. Dar trebuie să fim conștienți, să ne cercetăm pe noi și personal, și în familie, și ca, să ne vedem și ca, așa, ca neam, ca națiune, să vedem starea noastră, care este așa cum este. Nu suntem, uitați-vă, gândiți-vă cum ne privesc ceilalți, cei din jurul nostru. Noi suntem, în formă, suntem neam creștini. Asta este clar. Dar mai păstrăm acest chip al lui Hristos în noi. Adică cei care privesc la noi îl văd pe Hristos. Știți, spunea Sfântul Nicolae Velimirovici într-o carte de-a lui, că Europa a avut un destin. Și acel destin de la Dumnezeu era să ducă cuvântul Evangheliei pe tot pământul. Avea această capacitate, era o civilizație și spirituală și materială care avea acest potențial, da? Să încreștineze tot globul. Și ce a făcut Europa? Păi s-a dus peste tot, s-a dus cu puștile și cu tunurile. Da? Unii au avut tendința să meargă și cu crucea în mână, da? Și cu sabia și cu crucea, da? Ca să îi convertească pe ceilalți. Și i-au alungat de la Hristos. Acest lucru facem și noi astăzi. Îi alungăm pe ceilalți, îi îndepărtăm de Hristos, pentru că noi nu suntem trăim pe Hristos. Nu văd în noi o trăire frumoasă, un bun exemplu.
nu suntem un bun exemplu, din păcate. Da? Și se vede lucrul acesta. Și nu suntem un bun exemplu pentru copiii noștri. Tot, vedeți, trăim într-o această dramă a neascultării. Nu mai ascultăm unii de alții. Nu mai ascultă soții între ei, copiii de părinți, și în general, nimeni nu mai ascultă de nimeni. Nu mai avem această capacitate de a asculta, pentru că suntem egoiști și nu ne ascultăm decât pe noi înșine și nu vrem decât să fim ascultați și să nu ascultăm. Da? De aici apare această stare de dezbinare. Nu ne putem pleca către celălalt. Pentru că, de fapt, asta ni se cere dacă am trăit cristocentric, dacă Hristos ar fi modelul nostru permanent, da? Și ce spune Hristos? Învățați la mine că sunt blând și smerit cu inima. Blând, nu știu dacă suntem, iar smeriți nici pe departe. Și atunci, despre ce unire să vorbim? Da? Suntem colțuroși, știți? Nu ne putem apropia unii de alții. Fiecare... nu ne putem armoniza. Știți că, cum spunea pentru ține, s-a pus întrebarea dacă ar fi definim împărăția celor cu un singur cuvânt, care face acel cuvânt? Acest cuvânt este armonie. Ăla e singurul cuvânt posibil. Da? Armonie. Da, de să trăiești armonios. Dar ca să fii compatibil cu împărăția, trebuie să înveți să trăiești, să fii în armonie cu cel de lângă tine. Și acest lucru se învață aici. Nu în altă parte. Ăsta este timpul până timpul vieții noastre, timpul mântuirii, timpul în care noi să învățăm și să trăim în armonie. Și să învățăm în familie, întoarcem în familie. În familie și în Duhul care sălușește acolo în familie, în fiecare familie. Nu aș vrea să mai lungesc foarte mult cuvântul meu. Am avut doar să vă provoc un pic. Adică să ieșim un pic din asta. E o anumită letargie și o anumită împăcare așa, și un mic festivism, așa vă spun, de cel mai multe ori, care acoperă o stare care găunoasă, să știți. Adică avem lucruri, trebuie să ne uităm cu sinceritate la noi înșine. Da? Să nu... Avem, sigur că da, suntem încă în cei care sunt prezente aici, în mare măsură, bineînțeles, sunteți în biserică, dar nu e suficient să fim în biserică, dar ce merită, să fim așa cum trebuie în biserică. Da? Adică să nu rămânem într-un stadiu ăsta al unei mișcări exterioare, da? Într-o falsă evlavie și așa, și într-o părere de sine, că am fi ceva, că am face ceva, pentru că nu suntem și nu facem. Suntem foarte departe de ce ar trebui să fim, ce ar trebui să facem din nefericire, da? Și am profitat de acest moment, așa, ca să fim un pic și mai luciți, da? Realiști. Ce anume? Realiști. Da, luciți și realiști, da. Pentru că de aici pornește. Nu poți să te îndrepți, adică știți cum, dacă nu ești conștient, dacă... Cum spunea tot Sfântul Nicolae Velimă, zice, tot pământul este un imens spital în care sunt bolnavi, da? Noi toți suntem bolnavi. Și există două categorii de bolnavi. Unii care își dau seama că sunt bolnavi și se tratează, și unii care nu își dau seama că sunt bolnavi și nu se tratează. Și vine medicul la ei, spune, domnul doctor, n-am nimic. Vine Hristos la ei, spune, dar eu n-am nevoie de tine. Cam așa se întâmplă, în linii mari, da. Da, e frumos să vorbim despre unire, este frumos să vorbim despre lucrurile frumoase, cu adevărat, știți. Dar nu e suficient să vorbim. Trăim într-o lume în care se vorbește foarte, foarte mult. Deja vorbitul ăsta este o inflație. Așa cum este inflația bănească, da, așa în plan monetar, este și inflația aceasta de cuvinte. Toată lumea vorbește și nimeni ascultă. Este o confuzie totală. Este o amețeană totală. Este înfricoșător, vă spun. Dar, cum să spun, nădăjduiesc că faptul că suntem astăzi aici, faptul că putem discuta, faptul că
ne ascultăm unii pe alții este minunat. Și acest lucru ne dă speranțe. Și cum spunea și în altă astfel de Teodosie, nu ne deznădăjduim, indiferent ce se întâmplă, cum spunea Mântuirea Sfântă, timp cât avem nădejde, nimic nu este pierdut. Da? Mulțumesc!